Bună seara! Înapoi la argument, îl are în această seară invitat pe domnul Neagu Giuvara, pe care îl salut și îl îmbrățișez. Bună seara! Ca de obicei, găzduiți de Muzeul de Artă Apuseană Veche, inginer Dumitru Minovici. Și revenim la o întâlnire cu domnul Giuvara pe o temă care mi-a stat mereu la inimă, și anume posibilitatea de a prezice în mod rezonabil măcar liniile de evoluție istorică. Există, domnule Giuvara, știți, un argument faimos al lui Popper împotriva posibilității filozofiei speculative a istoriei. Da. El a numit asta istoricism, adică ideea de a identifica niște tipare istorice, cum vă numiți dumneavoastră cartea, care pot funcționa ca niște legi de dezvoltare. Și identificând în trecut anumite tipare istorice, se pot spune și că în viitor, indiferent ce ar face oamenii, se vor petrece anumite lucruri. Însă, dumneavoastră ați dovedit că ați reușit o predicție istorică. Și anume, cartea dumneavoastră a fost tipărită la Paris în 1975. Da, era terminată în 70, ca să spun așa. Da. Și ea se încheie cu niște concluzii pe care vreau să vă întreb când ați redactat. În cursul anilor 60, între 60 și 70, de fapt era o teză de doctorat cu Raymond Aron, i-am înmânat manuscrisul isprăvit, mă rog, roneotipat, în decembrie 70. Deci este scris între 60 și 70, nu pot să vă spun exact că... Deci putem pune undeva între 60 și 70 redactarea acestor concluzii care sunt din toate punctele de vedere, profetice. Concluziile au următoarele teme. Recapitularea câtorva fapte, nu ne interesează. 2. Consecințe posibile asupra metodei în sinteza istorică, o chestiune care privește lucrarea. Și punctul 3 este cel care ne interesează, pentru că de el se leagă emisiunea noastră. Punctul 3 este la ce fază se află civilizația occidentală. Încercare de diagnostic. Pax Americana? Puneți întrebarea. Ultimii concurenți în lupta pentru hegemonie. Un nou ev mediu sau o perioadă intermediară? Sunt întrebări care se lămuresc în lumina cărții însăși. Da. Fapt este că dumneavoastră atunci, în anii 60-70, într-o situație în care Uniunea Sovietică, potrivit multor specialiști occidentali și potrivit multor găcitori în stele de atunci care erau kremlinologii, nu părea deloc o putere pe lichidare, părea dimpotrivă că Occidentul este mai degrabă pe lichidare și Rusia reprezintă o formulă a viitorului. Era perioada în care un Fernand Braudel, un genial istoric, putea să spună că Uniunea Sovietică reprezintă ea însăși o civilizație. În cartea lui, era o eroare monumentală. În cartea lui Grammaire de Civilisation, Gramatica Civilizațiilor, publicată în 61, dacă nu mă înșel, există un ultim capitol dedicat civilizației sovietice. Da. Din urmare, El a fost nițel influențat de marxism. Dar cine nu era în Franța? Da. Nu era Neagu Giuvara. Da, nu, dar să vă spun ceva. N-am să uit niciodată că cel mai mare ziar de opinie din Franța, care este Le Monde, care apare seara, în 1954 a publicat pe două pagini un articol foarte savant, scris de specialistul lor economic, și care spunea că în 1984, deci el prevedea peste 30 de ani, Uniunea Sovietică va depăși Statele Unite. 30 de ani înseamnă 1984. În 1984, care va să zică gândirea stângistă din Franța, când zic stângist că Le Monde trecea drept în jurnal, așa zis, obiectiv, dar nu era adevărat, nu erau obiective. Avea niște câțiva scriitori din ei care erau, de pildă, acesta care ne face economia aceasta bizară, bazându-se pe statisticile sovietice care erau mincinoase. Și eu țin minte că în acel moment, din fericire, printr-un prieten român, Radu Preșa, care fusese consilier economic al ambasadei române din Franța și avea multe legături cu oameni inteligenți francezi, m-a pus în legătură cu un profesor de la Școala Politehnică din Paris, Maurice Allais. Premiul Nobel pentru economie. Premiul Nobel pentru economie după 20 de ani de când vă vorbesc eu. Dar când vă vorbesc eu, adică când l-am cunoscut eu, în 54 sau 55,
nu putea să-și publice manuscrisul. Nici o editură franceză nu i-o lua. Extraordinar. O carte de 1000 de pagini în care dovedea în mod științific că puterea Statelor Unite economică, numai a Statelor Unite, fără să mai vorbim de Franța, Anglia, Germania, Italia, mă rog, Occidentul. Putem să punem și pe spaniolul pe vremea Anca Franco, dar de tot Occidentul. Nu, fără Occident, numai Statele Unite erau de 2 ori și jumătate până la 3 ori mai puternice economic, ca energie, ca potențial industrial, decât Uniunea Sovietică. Lucrul ăsta nu s-a putut publica. Eu am avut în mână manuscrisul lui Ale și, după cum spuneți, după 20 de ani era premiul Nobel de economie. Ca să vedeți, deci, cum a fost un adevărat complot împotriva adevărului istoric. Deci eu, pe de o parte, pe baza acestei științe pe care mi-a revelat-o cartea lui Maurice Allais, puteam să spun, nu, domnule, nu se poate. Nu poate o țară care are 2 sau 3 ori mai multă putere decât să se lase în cele din urmă învinsă de Uniunea Sovietică. Dar, pe urmă, mie mi-a mai venit și în gând un lucru care cred este o originalitate a cărții mele, și anume faimoasa teorie cu cine conduce o țară de câteva zeci de ani, dacă e condusă de central sau dacă e condusă de periferici. Și un lucru, care e teoria asta? Teoria asta mea, care este în general răstălmăcită, zicând că este elitistă. Nu e deloc elitistă. E faptică, cum se spune în termeni comuniști acum. Am constatat întâmplător, datorită citirii cărții maestrului meu de la istoria antică, Jérôme Carcopino, care la rândul lui, de altfel foarte onest, cita pe un autor german de la mijlocul veacului al nostru, care cu tipicar, cum erau prusacii, s-a gândit să vadă cine a condus Roma în momentul când Roma s-a ridicat. A constatat că Imperiul Roman, adică, mă rog, puterea imperială romană, cucerirea întregii Mediterane, mai întâi Spania, pormă Galia, pormă Orientul, tot nordul Africei, s-a făcut în 200 de ani de 35 de familii de la Roma, patriciene, care, va să zic, în perioada ascendentă a Romei, ea a fost condusă de o infimă minoritate și socială și etnică. Că de-abia, odată la 100 de ani, mai intra un homo novus în gruparea aia de aristocrați romani. Și după cum spune chiar ăsta, Jérôme Carcopino, această mică grupare avea niște semne chiar în togă. Aveau un fel de dungă albastră care îi distingea de ce. Deci erau o aristocrație în aristocrație. Ori ei construiesc un imperiu. Ce se întâmplă pe urmă? În momentul când ajung la maximum, adică cei 12 cezari, familia lui Cezar, care degenerează în mod fantastic de repede. Mai întâi, niciunul din cei 12 cezari nu este fiul predecesorului. Dacă au un fiu, cum a fost Cezar, care a avut un fiu cu Cleopatra, ori e omorât, ori moare de moarte naturală. August nici el n-a avut copii, băiet n-a avut decât fete, prin urmare a adoptat pe fiul nevestei și așa mai departe. Toți sunt adoptați de către tată. Plus că se termină cu doi nebuni, cu Nero, cu nu mai știu care este celălalt, care va să zică această extraordinară concentrare într-o minoritate de calitate, degenerează brutal și nu mai se ocupă de imperiu. Și dacă iei de la Traian încolo, care este primul periferic, ca să zic așa, fiindcă e un roman născut în Spania, dintr-un înalt funcționar roman, căsătorit cu o siriană. Numele de Traian e siriană. El deci este deja un fel de metis. Și toți succesorii timp de 300 de ani, enumăr în cartea mea, am lucrat luni și luni de zile nu la chestiunea asta, 300 de ani de împărați romani, afară de 3 dintre ei care domnesc câteva luni, și care sunt italieni, toți sunt din afara Italiei. Asta e ceva. Cum vă explicați? Care vă să zică? În momentul când era ascendentă această împărăție romană, care pune capăt civilizației